Împărțirea numerelor naturale, atunci când de împărțitul este format din mai multe cifre. Să luăm un exemplu în care de împărțitul este format din 3 cifre, iar împărțitorul dintr-o singură cifră. Să spunem 569 împărțit la 2. Cum vom rezolva această împărțire? Vom cuprinde împărțitorul în fiecare dintre cifrele de împărțitului, începând de data aceasta cu cifra de la ordinul cel mai mare, cu prima cifră din stânga. Iată, împărțirea este singura operație la cărei rezolvare vom începe cu cifra din stânga, cifrele de la ordinul cel mai mare. Și spunem, 2 se cuprinde în 5, cifra sutelor, de 2 ori. Pentru că 2 ori 2 este egal cu 4. Îl așezăm pe 4 sub 5 să vedem ce rest ne rămâne. 5 minus 4 este egal cu 1. Iată, restul este 100 de ordinul sutelor. Coborâm lângă cifra de ordinul sutelor, cifra următoare, cea de ordinul zecilor, îl coborâm pe 6 și se formează aici numărul 16. 2, împărțitorul, se cuprinde în 16 de 8 ori. Pentru că 8 ori 2, facem proba, este egal cu 16. Scădem și observăm că restul este 0, dar trebuie să coborâm și cifra unităților, adică cifra 9, pentru a cuprinde împărțitorul și în această cifră. 2 se cuprinde în 9 de 4 ori. Pentru că 4 ori 2 este egal cu 8. Făcând scăderea, 9 minus 8, obținem restul 1. Iată, aceasta este o împărțire cu rest, în care câtul este 284, iar restul este 1. Scriem 284, rest 1. Haideți să facem proba, să vedem dacă am calculat corect. Știm cum se face proba unei împărțiri cu rest. Înmulțim câtul cu împărțitorul, adunăm restul și va trebui să obținem de împărțitul. Să vedem dacă va fi așa. Iată, 284, câtul, ori 2, împărțitorul, plus 1, restul. 284 ori 2, 2 ori 4, 8, 2 ori 8, 16, 2 ori 2, 4 plus 1, 5, 568 plus 1, egal 569, tocmai de împărțitul nostru, ceea ce înseamnă că am lucrat corect. Un alt exemplu, 835 împărțit la 4. Cum am spus, cuprindem împărțitorul în fiecare din cifrele de împărțitul. Iată, 4 în 8 se cuprinde de 2 ori, pentru că 2 ori 4 este egal cu 8. Făcând scăderea 8 minus 8, restul ne rămâne 0%. Coborâm apoi cifra următoare, cifra zecilor. Îl coborâm pe 3. 4 în 3, iată, 4 în 3 nu se poate cuprinde. Spunem că se cuprinde de 0 ori și îl așezăm pe 0 la cât. Să nu facem greșeala să trecem peste această etapă, pentru că răspunsul va fi greșit. Iată, am scris 0 la cât. Fac proba. 0 ori 4 este egal cu 0. 3 minus 0 ne rămâne la 10, restul 3. Acum abia coborâm cifra următoare, cifra unităților, pe 5. Lângă 3 și vom obține 35. 4 în 35 se cuprinde de 8 ori, pentru că 8 ori 4 este egal cu 32. Facem scăderea, 5 minus 2, 3, 3 minus 3, 0. Restul este 3. Verificăm, este restul mai mic decât împărțitorul? Este. Înseamnă că nu putem continua operația noastră de împărțire. Și atunci rezultatul este 208, rest 3.